Shalom prea iubiților. Dumnezeu să vă vorbească de bine! Bine ați venit la emisiunea de la moarte la viață! De ce de la moarte la viață? Pentru că prin îndurarea lui Dumnezeu am fost și eu adus de la necredință la credință prin încrederea pe care ne-am pus-o în Isus Hristos, Domnul nostru. Și în același timp, prin marea îndurare lui Dumnezeu, am venit de la cel care am fost în comă, la cel care eram donator de organe, am ajuns să vin din nou la viața aceasta și ți mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care mi-a dat-o de trăit. Așa că hai să ne apropiem împreună de cel care are viața și ne susține viața și să trecem împreună de la moarte la viață. Astăzi aș vrea să citim împreună, iarăși să urmărim o fericire, care o găsim în Luca 12, la versetul 37. Ferice de robia aceea care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că se va încinge și va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Îi va găsi veghind. Mi-am pus întrebarea aceasta, ce înseamnă să fii găsit veghind sau gata de întâmpinare la venirea stăpânului? Stăpânul se întoarce, se întoarce de la nuntă, vă dați seama cum era fața lui, era bucuroasă. Ce așteaptă de la un slujitor, ca mine și catini, să-l întâmpinăm cu bucurie. Dar dacă stăpânul se întoarce, să spunem, de la înmormântare, cum trebuia să-l aștept? Da, să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Dar e foarte important pentru a ști cum să veghez la venirea lui. Trebuie să am în mod special, ca principal, să fiu unul care știe pe cine așteaptă, să știu pe cine aștept, dincolo de situația de unde vine și unde se duce, pe cine aștept, cum arată persoana pe care o aștept. De aceea aș vrea din toată inima să vă foloseze Scriptură, să văd cum este prezentat înainte de această fericire stăpânul. În Luca 12, la 21, 9 se spune așa, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Pe cine aștept? Pe cine aștept? Contextul din Evanghelia după Luca îmi spune foarte clar. Luca a făcut cercetări cu deamănântul. Luca a luat informații la cei care au fost marturi oculari a faptului că Hristos a trăit, Hristos a murit, Hristos a înviat, Hristos a înălțat și atunci s-a apucat să scrie cu deamănântul. Dar ce a fost interesant, că cei care au dat informații despre Isus, au devenit slujitori ai cuvântului. De aceea îmi doresc din toată inima ca împreună cu mine să ajung să fii și tu unul, nu numai care să credem în Isus Hristos, dar să ajungem să fim slujitori a acestui Dumnezeu mare, acestui Domn Isus Hristos. Să fiu ca unul care știe pe cine așteaptă. Dumnezeu este Tatăl nostru. Dumnezeu este prezentat nu ca unul de departe, ci ca unul foarte apropiat, ca unul care face parte din, din familie. Dar cel pe care noi îl așteptăm este cel care ne cunoaște nevoile noastre și cel care ne spune să nu ne frământăm mintea cu ele pentru că el ne va da pe deasupra, el va purta de grijă. De aceea Vreau să ne gândim într-un mod special, cel care trebuie să vină va fi Dumnezeu care este creatorul meu și susținătorul vieții. Domnul să ajută să îl cunoaște. În același timp, Dumnezeu este prezentat ca tată, ca cel care îmi spune să caut mai întâi împărăția lui. Într-un alt loc, loc spune și neprihănirea lui. Cu alte cuvinte, îmi spune Dumnezeu, există ceva mai mult decât împărăția aceasta. Există o împărăție a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea împărăția aceasta. Cum poate să ne dea împărăția? Cel mai important este că Dumnezeu, Tatăl, vrea să ne dăruiască nouă pe împăratul, care este numele lui Isus Hristos. În Ioan 3 cu 16, bineînțeles că știi versetul acesta, dacă nu te încurajezi să-l înveți fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când spun împărăția lui Dumnezeu, spun împăratul care este Isus și spun viața veșnică sau viață din belșug. Viață de o calitate specială. Tot așa este prezentat și Dumnezeu care este cel care este ca un păstor, ca cel care ne-a spus nu te teme turmă mică, nu te teme. Ce este foarte încurajator? Să știm că Dumnezeu este păstorul nostru. În Ioan 10 ni se spune, Domnul Iisus prezintă ca un păstor și spune, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi oile ascultă, cunosc glasul păstorului, oile ascultă de glasul lui și îl urmează. Cel care mi l-a dat, spune Domnul, este mai mare decât mine. Tot ce mi s-a dat mie, nimeni nu va smulge din mâna mea, nici o oiță nu va fi smulță din mâna mea. Pe cine este cel pe care îl aștept? Este creatorul și susținătorul vieții, este împăratul care îmi dă împărăția, și este păstorul care și-a dat viața pentru mine ca să mă aibă în turma lui pentru veșnicie. În Ioan 10 mai spune ceva interesant, spune mai am multe alte oi care nu sunt de staul acesta și pe acelea vreau să le aduc ca să fie o turmă și un păstor. Gândește puțin, în staul acela au fost chemați în mod special să-L cunoască pe Dumnezeu cei din poporul Israel. Dar pentru mila lui Dumnezeu, când am auzit Evanghelia și am crezut în Isus Hristos, mi s-a dat și mie posibilitatea, din afara staului, să pot să fac parte din turma lui Dumnezeu, să, fac, să pot face parte din de lângă Păstorul pe care să pot să-l să numesc Păstorul cel bun, Păstorul cel bun al vieții mele. Domnul Isus Hristos revine. Domnul este creatorul și susținătorul vieții, Domnul este cel care este împăratul și ne dă împărăția, Domnul este păstorul care vrea să ne strângă la el, să ne protejeze, să ne hrănească, să ne călăuzească. O întrebare pe care mi-am pus-o mie și vreau să o pun și ție. Crezi lucrul acesta? Crezi că Dumnezeu este susținătorul vieții tale și că depins fiecare suflarea vieții tale depinde de El? Nu ai vrea să ai o relație cât mai apropiată cu creatorul acesta? Tu și cu mine suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar avem viață doar dacă suntem în legătură permanentă cu Creatorul. Îl cunoști pe Iisus ca păstor? Îl cunoști pe Cel care îți poartă de grijă? Nu ai vrea să-L cunoști într-un mod personal pe Cel care a spus că îți va purta grijă, de grijă? ai o relație vie, Pot să spui despre acest Dumnezeu care trebuie să se întoarcă. Poți să spui din toată inima, Doamne, pentru că Tu m-ai iubit mai întâi, vreau să Te iubesc și eu. Doamne, pentru că eu Te iubesc, vreau să Te fac iubit și de cei din jur. O fac o mărturisire. Cea mai mare bucurie pe care o am este ca să pot să îi fac pe cei din jurul meu să-L iubească pe Dumnezeu și să îl facă iubit mai departe. Pentru asta trăiesc, vă mărturisesc, pentru fiecare zi. Nu există bucuria mai mare decât să spun, gândește-te, Dumnezeu te iubește și vrea să-L iubești. Dar dacă îl iubești, fă cunoscut și fă iubit pe Dumnezeu. Ce înseamnă să fiu găsit veghind la venirea stăpânului? Înseamnă să fiu ca unul care știe pe cine așteaptă. Al doilea răspuns este pot să fiu găsit veghind dacă știu cum să-l aștept pe stăpânul. Să fiu ca unul care știe cum îl așteaptă pe stăpânul. Cum îl așteptăm pe stăpânul? De la 33 la 34 din Luca 12 mi se spune Vindeți ce aveți, Dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molea, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Ce înseamnă a vegea să știu, să fiu ca unul care știe cum îl așteaptă pe stăpânul. Adevărata apartenență duce sau conduce într-un mod special la o relație de ascultare. Dacă Dumnezeu este creatorul meu și eu cred lucrul ăsta, atunci trebuie să știu că depinde El pentru a-mi fi susținut. Dacă am o relație bună cu împăratul, atunci trebuie să cred că sunt parte a împărăției. Dacă am o relație bună cu cel care este păstorul meu, trebuie să știu din toată inima că, am o relație în care îmi dă siguranță. Modelul Creatorului, modelul Împăratului, modelul Păstorului este de a se dărui pe sine și a dărui din ale Lui. Uitați-vă! Creatorul dă, Împăratul dă, Păstorul dă. Dacă noi suntem, cum să-l aștept pe stăpânul care se întoarce? Același model. Trebuie să mă desprind tot mai mult de lucrurile materiale din jur și să mă, să mă prind tot mai mult de cer. Cu alte cuvinte, recunosc că tot ce am, am de la Dumnezeu. Și în același timp să mă pot folosi de toate lucrurile pentru ca să-l fac cunoscut pe Dumnezeu și să-l fac iubit de El. Vreau să-l aștept cu o inimă care să-l iubească pe Dumnezeu. De asta ne spunea stăpânul: Acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Dacă inima mea este legată de bogățiile lumii acestea și sunt centrat pe ele, ce se întâmplă? Hoțul poate să vină să-mi le fure, molea poate să le mănânce, rugina poate să le afecteze. Cu alte cuvinte, legea entropiei va lucra foarte puternic. Dar Dumnezeu ne dă înțelepciune să ne folosim de lucrurile pe care El ne-a dat și să le trimitem spre cer. De aceea vreau să te încurajez pe tine un lucru care l-am descoperit. Atunci când noi dăruim ceva în numele Lui Dumnezeu, Biblia numește lucrul acesta milostenie. Și tot ce îndreptăm înspre cer, nimic nu se pierde o ce dăruim, spune Hristos, și un pahar de apă, dacă am dat în numele Lui, uneia dintre cei care cred în El, spune că Dumnezeu va răspătit. Milostenia. Milostenia ține de inima ta. Dacă inima ta este legată de cer, atunci vei vedea prin ochii împăratului, prin ochii păstorului, prin ochii creatorului, pe toți cei din jurul tău. Și vei spune, Doamne, cu ce mai binecuvântat pe mine, aș vrea ca și eu să binecuvântez mai departe pe alții. Uita, nu uita, nu-i totul pentru tine, ci Dumnezeu ți-a dăruit ca prin tine să poți să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Să ne folosim de toate lucrurile materiale pentru a ajuta pe cei din jur. Nimic nu se pierde când trimitem în numele Domnului. Dumnezeu este altruist, Dumnezeu este generos, Dumnezeu este Cel care ne oferă pentru ca să putem să ne bucurăm noi și să aducem bucurie celor din jur. Ce se întâmplă când nu ai, dar vrei să ajuți, vrei să dai, vrei să arăți că inima ta este, este legată de cer? Ești fiu de Creator, ești fiu de Împărat, ești fiu de urmașa lui Dumnezeu care este Păstorul. Ce poți face? Mijlocește uite-te la cel care nu are și uite-te la cel care are și vorbește-l de bine pe Dumnezeu și binecuvântează-l pe cel ce are și ajută-l și pe el să poată să se îmbogățească față de cer. Suntem fii, suntem fiice, suntem frați în Hristos, suntem frați ai Creatorului, suntem în aceeași turmă cu Dumnezeu. Domnul ne cheamă să fim canale prin care curge viața din Dumnezeu, prin care curge, curg valorile lui Dumnezeu prin noi. Cu cât îl iubim mai mult pe Dumnezeu, cu atât vom dori mai mult să-l facem ca și alții să-l iubească. Cum stai poziționat față de cer cu inima ta? Cum stai cu ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit? Este vremea să trecem împreună de la moarte la viață. Ce înseamnă să fiu găsit vrednic? Înseamnă să știu pe cine să aștept, înseamnă să știu cum să-l aștept, dar mai este un lucru, să fiu unul care știe la ce să mă aștept din partea stăpânului. Luca 12 îmi spune, ferici de robe aceea care stăpânul îi va găsi vegind la venirea lui, adevărat îți spun că se va încinge, adică stăpânul, îl va pune, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la straja a doua din noapte, fie că vine la straja a treia din noapte, ferice de robul acela care, pe care stăpânul va găsi veghind. Să știi bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. Și voi, dar fiți gata căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cum să-l aștept? Vedind pe Domnul? Să fiu ca unul care știe la ce să mă aștept din partea stăpânului. Se întoarce stăpânul. Asta este veste extraordinară. Aș vrea așa de mult să mă rog Dumnezeu ca eu să nu uit. Dar tu poate că n-ai știut niciodată. Și e foarte important să repeți în fiecare zi. Trăim în așteptarea întoarcerii stăpânului. Hristos este cel care este stăpânul. Este cel care și-a dat viața pentru noi, este cel care a înviat, este cel care s-a înălțat la cer și este cel care a promis că într-o zi se va întoarce. Este cel care a promis că se duce să ne pregătească un loc în cer și după ce va pregăti locul acela în casa tatălui său, că sunt multe locașuri și pentru tine și pentru mine, se va întoarce să ne ia acasă. Cine a promis? Ce să mă aștept? Că Isus se va întoarce, că Domnul se va întoarce, că Stăpânul se va întoarce. Să mă aștept că el dorește așa de mult când se întoarce să petreacă un timp de calitate. Va întinde masa înainte. Stai la masă cu cineva, vorbește, cunoști, deschidere mare. Cu alte cuvinte Dumnezeu spune, vreau să mă las cunoscut mai mult de voi toți. Vreau să nu uitați. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, Tatăl, și pe Isus Hristos pe care l-am l-ai trimis. Cu alte cuvinte, asta este viața veșnică. Iisus va dori să stea la masă cu mine și cu tine, ca să-L cunoaște mai mult. Cu alte cuvinte, să ne binecuvânteze tot mai mult viața din Dumnezeu să vină peste mine și să curgă peste mine și peste tine. De aceea îți doresc, nu știu ce vârstă ai, dar îți spun, Domnul să aducă viață din El peste ani vieții tale, peste tine și peste familia ta. Ne va uimi în continuare când se va întoarce. Cum? Ne va pune la masă și ne va sluji. Doamne, așa acum, totul mă slujești? Asta face parte din natura lui. Asta face parte din inima lui, din viața lui. Aduceți-vă aminte ce spunea în Marcu 10, la 43, la 45. Cine vrea să fie cel din Tăi să fie? Robul tuturor, slujitorul tuturor. Cine vrea să fie mai mare, să fie. Cel care este slujitorul lor. Cine vrea să fie mai mare, spunea Hristos, fiul omului a venit să slujească și nu să îi se slujească. Asta e natura lui. Când se va întoarce Domnul, asta va face. Va dori să petreacă timp cu noi și va dori în continuare să ne slujească. Să fim gata. O întrebare pentru mine și pentru tine. Îți place să te oprești? să stai singur la masă cu Dumnezeu? Să poți să-i spui că îl iubești, să poți să-ți verși inima și să fii sincer înaintea lui. Să-i spui prin necazuri, prin suferințe, prin îndoieli, prin frustrări, prin tot ce să-ți verși inima ca înaintea unui prieten care este creatorul, susținătorul vieții tale, care este păstorul, te înțelegi și vrea să te ajute și care este în mod special împăratul vieții și inimii tale, Îți face un timp. Dacă nu, apu cât și văd timpul acesta. Este extraordinar. Dumnezeu să-ți vorbească și tu să poți să-i vorbești. Dumnezeu să-i vorbească, să-ți vorbească și tu să începi să asculți, să-ți placă să stai cu Dumnezeu. Și tu să-i vorbești lui Dumnezeu și el să te asculte și să se răspundă la rugăciuni, la vorbirea ta și să te vei bucura. Exact ceea ce ne spune Domnul să facem acum, tot așa ne va spune, hai să continuăm împreună. Dar cum hoțul vine, nu vine într-o casă în care nu are ce lua. El vine într-un loc în care are ce lua. Și dacă vrea să ia ceva, vine la un ceas în care nu te aștepți. Domnul Iisus ne dă pildă asta și ne spune, atenție, nu te gândi, nu îți consuma timpul se gândește exact la momentul venirii mele pentru că voi veni că nu te aștepți. Dar vreau să știi că cel care se întoarce pentru tine este ceva special. Și el spune fiul omului este cineva special. Doamne, ia spune mai mult, cine este cel cu adevărat care se va întoarce? care momentul venirii lui va fi ca un hoț, dar care vine să nu să învure, să mă îmbogățească, să vină în casa mea să-mi aducă bogăția lui, viața din belșug. Wow, ce surpriză! Cineva să vină în casa ta, să știi momentul când nu ești atent și dintr-o dată să te vezi îmbogățit de el. Cine este acela? Fiul omului. Cine este acest fiu al omului în Daniel 7? Și vreau să fii foarte atent. Ca Dumnezeu să-ți vorbească, să te încurajeze, să știi pe cine aștepți. Și am văzut pe cineva ca un fiu al omului, a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui, Cel îmbătrânit de zile, poate Dumnezeu, Tatăl. I s-a dat stăpânire acestui fiu al omului sau i s-a dat autoritate, i s-a dat slavă, i s-a dat putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, toate neamurile, să-i slujească oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită nici dată, Ce părere ai? Vine fiul omului. Toată autoritatea, toată stăpânirea. Ce fac popoarele, ce fac neamurile, ce ar trebui să faci tu, ce ar trebui să fac eu? Să mă închin lui Dumnezeu. Să-i slujesc lui Dumnezeu, să-i spun din nou că îl iubesc pe Dumnezeu, să spun din nou că vreau să-l cunosc pe Dumnezeu. Doamne, am înțeles ceva din lecția de astăzi? Putem trece împreună de la moarte la viață? Cu siguranță că putem trece. De aceea, Doamne, cum să te aștept pe tine veghind? Îți place să veghez. Mi-ai spus astăzi din nou că să fiu ca unul care știe pe cine așteaptă. Mi-ai spus din nou astăzi că să fiu ca unul care știe cum să te aștepte. Și mi-ai spus astăzi din nou că să fiu ca unul care știe la ce să mă aștept. Dumnezeu, Creatorul tău, susținătorul vieții tale. Dumnezeu, Împăratul tău care îți dă împărăția. Dumnezeu, Păstorul tău care și-a dat viața ca să faci parte din din turma Lui. Dumnezeu Fiul omului care împărățește, care are toată autoritatea, te iubește și vrea din toată inima să-L să cunoști, pentru ca să-L aștepți, pentru că El tot ce promite și făgăduiește și împlinește. Dumnezeu să, -ți, să te vorbească de bine pe tine și familia ta și să trecem împreună de la moarte la viață, de la necredință la credință. Fii binecuvântat!